A fost declanșat planul roșu de intervenție în județul Hunedoara după ce un accident în care 7 oameni au fost răniți a fost anunțat prin sistemul unic de urgență 112. Mai multe autospeciale de poliție, pompieri și salvare au fost trimise la fața locului, inclusiv una pentru victime multiple, și toți răniții au fost duși în siguranță la spital. 5 dintre ei sunt în stare gravă. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în această dimineață la ora 8 în apropiere de Deva. În localitatea Mintia, chiar în fața termocentralei, un microbus cu 9 călători s-a ciocnit cu un tir pe contrasens. Ne-au tăiat un tir calea, am încercat să levităm și am intrat în tir. Din parcare de aici a ieșit un tir. Fără să se asigure, eu veneam normal, am frânat și m-a furat stânga și am intrat în... În tir. Totuși, polițiștii spun că de vină este șoferul microbuzului, care nu a păstrat distanța regulamentară. Conducătorul unui microbuz înmatriculat în Buzău, datorită unei viteze neadaptate la condițiile de drum, circulând în coloană în momentul în care un autocamion din fața s-a frânat pentru a intra în parcarea care mărginește carosabilul, a frânat brusc, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens unde s-a tamponat cu conducătorul tirului. În microbus se aflau 9 pasageri, iar 7 au avut nevoie de ajutorul medicilor, așa că a fost activat planul roșu de intervenție. Au rezultat 7 victime, 2 dintre ele grav rănite de cod roșu, celelalte 5 cu răni mai ușoare de cod galben. Toți cei care au fost răniți în urma acestui accident au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului din Deva cu 9 ambulanțe ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, inclusiv o autospecială de transport victime multiple. Pasagerii din microbus se întorceau din Italia și ar fi trebuit să ajungă la Buzău.